șapte alimente care întăresc și repară cartilajul osos. Cartilajul acționează ca o pernă, protejându-vă oasele în timp ce vă deplasați. Cartilajul este un tip de țesut conjunctiv care servește ca mediu de legătură între elementele scheletului, cum ar fi oasele, ligamentele și mușchii. Cartilajul este regenerat în funcție de ce alimente consumați. Unele cercetări recente au arătat cum alimentele bogate în aminoacid lizină pot fi de mare ajutor, deoarece acest aminoacid este implicat în reînnoirea colagenului, care este partea principală a cartilajului nostru. 7 alimente care întăresc și repară cartilajul osos. Rodie, sucul de rodie și rodia conține niveluri mai scăzute ale unei substanțe chimice inflamatorii asociate cu producția unei anumite enzime. Această enzimă este necesară pentru a înlocui cartilajul, dar prea mult din aceasta vă uza cartilajul. Se recomandă să consumați rodii și să beți suc natural de rodii în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână. Migdale aceste nuci sunt bogate în acizi grași omega-3, vitamina E și mangan. Omega, 3 le reduce inflamația. Vitamina E este un antioxidant care protejează organismul de inflamații. Manganul ajută glucozaminele să lucreze mai repede și mai eficient, pe măsură ce repară articulațiile. O porție mică de migdale pe zi vă va ajuta să vă refaceți cartilajul. Curcuma și ghimbirul una dintre cele mai bune modalități de a întreține cartilajul osos, este includerea rădăcinii de ghimbir și a curcumei în dieta. Atât ghimbirul, cât și curcuma sunt venerați pentru proprietățile lor antiinflamatoare uimitoare. Nu numai că aceste două super vă ajută să vă protejați cartilajul de daune ulterioare, dar vă pot ajuta și la ameliorarea durerii. Jumătate de linguriță de ghimbiras și o linguriță de pudră de curcum în fiecare zi sunt suficiente pentru a activa acest proces. Usturoiul usturoiul vă protejează articulațiile și cartilajul. De asemenea, puteți mânca și ceapă, raz, aceste alimente conțin compuși organosulfurici și sunt o sursă organică de sulf. Sulful este esențial pentru prevenirea durerilor articulare. Ulei de cocos Uleiul de cocos este bogat în uleiuri esențiale care reduc inflamația și durerea, hidratează țesuturile și protejează împotriva virusilor, bacteriilor și ciupercilor care ne afectează corpul. Poate fi utilizat atât intern cât și extern. Cireșe și fructe de pădure, orice fructe de pădure precum cireșele, afinele sau murele, sunt bune pentru sănătate. Acest lucru se datorează unei substanțe numite antociani, care este responsabilă pentru culoarea lor. Gelatina gelatina are un avantaj, este un remediu natural excelent pentru refacerea cartilajului genunchiului, șoldului și a altor articulații. S-a constatat că gelatina poate ajuta la regenerarea cartilajului, deoarece are o structură similară pentru siguranța, dumneavoastră consultați medicul specialist înainte de a consuma vreunul din aceste alimente, apoi dacă aveți undă verde, consumați fără probleme, după cum puteți observa ajută și persoanele care suferă de osteoporoză, boală caracterizată prin fragilizarea oaselor. Multă sănătate! Abonați-vă să rămâneți la curent cu noutățile, apreciați și distribuiți canalul.